Vă spunem un bun venit tuturor, frați, surori, care în dimineața aceasta sunteți împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Spunem un bun venit familiilor, care a venit pentru cei care astăzi vor încheia un legământ cu Domnul. Frați, surori, prieteni care ați venit în această dimineață să luați parte la bucuria bisericii, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim pentru cei cinci, fratele Luis, sora Elena, sora Lina, sora Sanda, Dumnezeu să vă binecuvânteze. O bucurie pentru cer, o bucurie pentru biserică, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Mulțumim fraților, fratului Capitanu Vasile, fratului Dumitru Ion. Mulțumim tuturor în dimineața aceasta. Este o zi, așa cum spunea psalmistul, pe care Domnul a făcut-o pentru noi. Slăvit să fie numele Domnului! Mai sus de toate pe care
Aleluia, aleluia.
în prezența Ta, în inima noastră. Doamne, ce atingi Tu devine curat. Mi-am adus aminte de un lepros care vine înaintea Domnului și spune: Doamne, dacă vrei, poți să mă curăți. Vrei Tu să atingă, Domnul, familia Ta, viața Ta, copiii Tăi? Dacă vrei, ridic o mână să ia Domnul. Inima noastră, Doamne, strigă către Tine. Inima mea, simt prezența Domnului. Simt prezența Domnului. Devlată n-am un căsamenie căs. Doamne, să nu ne lași pe niciunul. Inima mea strigă într-una, Doamne. Dacă inima ta strigă, cântă Domnului. Dacă inima ta strigă, cântă Domnului. Inima mea strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Am o rană-n suflet și e tare grea, numai Tu, Iisuse, mi-o poți vindeca. Rana mă apasă și e tare grea, numai Tu, Iisuse, mi-o poți vindeca. Hai să cântăm cu toți! Inima mea, inima mea strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Am umblat în lume și-am fost rătăcit, iar satana, Doamne, rămân mai lovit. Nu Te știam, Doamne, nu Te-am cunoscut. Petreceam în lume zi de zi mai mult. Inima mea, inima mea, inima mea strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Într-o noapte mare, într-o noapte grea, m-a trezit stăpânul, fiindcă mă iubea. Într-o noapte mare, într-o noapte grea, m-a trezit stăpânul, fiindcă mă iubea. Inima mea, inima mea strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Cântă, biserica! Inima mea, inima mea strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Ce bine este să stai în prezența unui Dumnezeu care merită închinarea și lauda noastră. Slăvi să fie Domnul! Slăvi să fie Domnul! Dar cred că merită și un zâmbet din partea noastră. Intre, Domnul, în casa lui Simon. Și Simon, am intrat în casa ta, dar nu mi-ai dat zâmbet nici sărutare. Bucuria care n-am plătit noi, care am intrat noi în bucuria lui pentru că el a plătit și el a organizat totul. Și ziua aceasta e organizată de el. A fost prins acolo în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul!
Mărit să fie Dumnezeu! Azi e o sărbătoare, asta spuneam că am venit cu fratele Vasile, am ajuns noaptea la 2, la 12, venind de la o mormântare, dar am venit tot la o mormântare pentru că îngropăm pe cel vechi ca să iasă cel nou. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Când suntem la bucurie, dispare toată oboseala și tot, și cred că Dumnezeu nu ne-a trimis numai pentru cei care se vor scufunda, prin care se vor îngropa, îi vom îngropa, cred că Dumnezeu ne-a trimis și pentru cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, cred lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Dumnezeu! Aș vrea să amintesc și numele celor care astăzi vor încheia un legământ cu Dumnezeu și m-aș bucura mult să văd și cei pe care îi însoțesc totodată la această frumoasă sărbătoare, încheiat legământ cu Dumnezeu prin botez. Domnul să-i binecuvinteze. Aș vrea să amintesc în prima parte familia Țino, Luis, de 46 de ani, și soția dânsului Elena, de 46 de 41 de ani. Îi rog să se ridice pe picioare amândoi. Domnul să-i binecuvinteze. Prieteni pe care i-au însoțit, aș vrea o mână ridicată din partea lor. Mai oameni buni, dar vă mulțumesc. Domnul să-l binecuvinteze, vă puteți așeza. Au frecventat biserica, au dat dovadă de merit, de a rămâne membri aici în biserică. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Neam mare, mai mult de jumătate din biserică și-au ridicat mâinile. Acum să vă văd când o să vă întoarce la Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Clipa Alina Loredana, de 36 de ani, Domnul să o binecuvinteze, căsătorită, o invit să se ridice picioare. Cei care o însoțesc la această sărbătoare. Domnul să binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze. Vă rog să vă reașezați. E o bucurie. Azi e o nuntă. Ei se vor logodi cu cel mai frumos mire, Hristos. Mărit să fie Domnul. Mărit să fie Dumnezeu. Am dorit să continuăm mai departe. Rebreanu Sanda Ani, de 35 de ani. O rog să se ridice în picioare. Domnul să binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze. Cei care îi însoțesc sunt aici. Mă, tot aceia sunteți. Să vă binecuvânte Domnul. Da, mă bucur foarte mult. E o zi bucuroasă, e o zi de sărbătoare. Și în altă parte, e un tânăr care e în mijlocul nostru aici, Călin Vasile, de 20 de ani. Domnul să-l binecuvinteze. Cei care îl însoțesc? Toată biserica? Au. Să vă binecuvinte Domnul, vă mulțumesc. Te poți reașeza. E o bucurie. E bucuria lor, e și bucuria noastră. Pocăința e o pregătire tot timpul, e o alergare în fiecare zi. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! E o bucurie, e o sărbătoare, dar e o pregătire. Ne pregătim până vine Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu! Cel mai
frumoase. Momente din viață sunt atunci când noi ne întâlnim. Și când muritorii din cuvânt ne învață cum pe Domnul Iisus să-L slujim. Noi ne bucurăm, noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm prin Domnul Sfânt. Iisus, Iisus, Tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești miele iubit și minunat. Iisus, Iisus, Tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești miele iubit și minunat. Eu eram departe și răpăceam în noapte, Iisus, Tu ai venit și m-ai salvat. Iar ca bezna nopții și din gheara morții, Iisus, Tu ai venit și m-ai salvat. Iisus, Iisus, Tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Iisus, Iisus, Tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Și de ce? Și de ce oare să mă întreb? Tu ești lângă mine când te chem. Și de ce oare n-aș cânta? Căci Tu mi-ai salvat viața mea. Și de ce? Și de ce oare să mă întreb? Tu ești lângă mine când te chem. Și de ce oare aș cânta? Căci Tu mi-ai salvat viața mea. Dar ridică, Doamne, odată mâna Ta însângerată. Oprește, Doamne, furtuna astăzi, astăzi pentru totdeauna. Și de ce oare să mă tem? Tu ești lângă mine când te chem. Și de ce oare aș cânta? Căci Tu mi-ai salvat viața mea. M-am născut copil sărac, dar acum sunt bogat. M-am născut copil sărac, dar acum sunt bogat. Apeta la Venezia, tata pe Mesia, o, ce mi-aduce bucuria. Hai, n-am avut pe plan, cât de lume am umblat. Hai, n-am avut pe plan, cât de lume am umblat. Dar acum Tatăl mi-a dat, o, Duhul Sfânt cu adevărat. Ce duce la Emanuel.
nădejdea mea. Voi lăsa sus în cerul, tu mă vei lua. Iisuse, pregătește-mă, haina ca să fie albă, ca eu să mă păstrez curat pentru împărăția ta. Iisuse, pregătește-mă, haina ca să fie albă, ca eu să mă păstrez curat pentru împărăția ta. Da, eu mă cred în tine, da, eu mă cred în tine, da, că ești tu, e salvarea mea. Speranța mea ești tu, nădejdea mea. Vă binecuvintez pe toți în numele Domnului, vă salut în Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și mulțumesc Domnului că ați ales să fiți aici împreună la această sărbătoare. Mă bucur și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Sunteți oameni minunați și înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. O să fiu bucuros și chiar și mândru în Domnul, aducându-mi aminte acum câțiva ani buni și cred că e vremea noastră a romilor, e o vreme și eu cred că acum e vremea ca neamul nostru să fie mântuit. Amin. Amin. Nu suntem pe o anumită categorie, că numai neamul nostru. Dorim ca toți oamenii să fie mântuiți. Spunem și noi ca Pavel, dorim ca neamul nostru în mod deosebit să fie mântuit, că în Hristos nu este nici român, nici maghiar, nici țigan, toți suntem frați. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Personajul principal în dimineața aceasta nu poate fi altcineva decât un fame. Un om așa brunet, negru. Dumnezeu nu se uite la fața omului. Și de multe ori pământul negru face roadă bună. Câteodată și strugurii negri sunt mai duși, câteodată ca aia albi. Și adevărat, să știți. Cred că și știți foarte bine că unii care și slujba de fame, alții s-au născut așa și alții s-au făcut. Și ceea ce am remarcat și așa de minunat, că mă uit în Scriptură, majoritatea famenilor au fost puși în slujbe împărătești, ori paharnici, ori în slujbe de conducere. Interesant, auzind de Dumnezeul Israel, vine din Etiopia 3000 de kilometri. Noi facem figur să vinem o stradă, să vinem un cartier, să vinem într-o localitate. Facem figur când e greu, când avem bilet, când avem mașină. Dar omul acesta a auzit de Dumnezeul Israel. Nu știu voi dacă ați auzit, unii dintre voi care sunteți prieteni, de Dumnezeul Israel, un Dumnezeu puternic, e și Dumnezeul nostru. Și vine în condiții destul de grele, primejdioase. Vine cu trăsura, nu vine cu mașina, nici cu avionul la biserică, nici cu în condiții bune, vine în condiții destul de grele. O să zic că în primejdii, n-avea hotel, avea o apă pe undeva,
și în primejdii cu hoții, și nu a fost ușor pentru el să vii vreo 3000 de kilometri cu trăsura, numai să te întâlnești cu Dumnezeu, e ceva foarte mult și ceva interesant. Și m-am gândit, cui se descoperă Dumnezeu? În primul rând, și eu cred că e adevărat, Dumnezeu se descoperă celui însetat. Și cred că famine etiopian a fost însetat după Domnul. Nu l-a interesat drumul, nu l-a interesat kilometrii. Când vrei să vii la Dumnezeu, nu te mai interesează că n-am bilet de drum, că n-am bani de mașină, dar bani de suc avem, de mâncare, de ce vrem, când vrem, sau vrem să mergem undeva, avem. Și punem motive sau ne motivăm, că m-aș duce și o misiune, dar nu am bani, n-am putere, și oamenii se motivează. Dar interesant, că dacă inima nu e curată, poți să vii la biserică, că Dumnezeu nu se descoperă din cauza multor probleme din inimă. Dumnezeu n-are loc. Și m-am gândit, cui se descoperă Dumnezeu? În primul rând, celui însetat. Al doilea lucru, și fericește Biblia, ferice de cei flămânzi după neprihănire. Matei, capitolul 5, versetul 6. Și putea să aibă motive el să fie mândru, arogan de funcția pe care are. Nu. Și m-am gândit că el, ca un om al lui Dumnezeu, era și însetat, al doilea lucru, era și smerit. Dumnezeu se descoperă în al doilea lucru celor smeriți. Și Biblia spune în 1 Petru capitolul 5, versetul 5, că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Ceea ce mi-a plăcut așa de mult, acceptă, probabil cu umilință, necărturar, ca un copil, recunoaște în fața lui Filip că nu pricepe scripturile. N-avea niciun ajutor. Oameni care citesc Biblia, poți să ai facultate, tot ce vrei. Dacă Dumnezeu nu se descoperă în Biblie, poți să o citești ca un roman, o citești de 10 ori și tot nu o înțelegi. Sau poți să o înțelegi. Când Dumnezeu se descoperă, curg lacrimile în Biblie și plânge inima. Când se descoperă Dumnezeu, dragii mei, nu poți să stai nepăsător. Plângi după El. Când ți s-a descoperit Dumnezeu și ai avut întâlnirea aceea, îți mai aduci aminte cum te-ai bucurat. Când se descoperă Dumnezeu, Dumnezeu schimbă viața. Și se pare că Dumnezeu i s-a descoperit acestor oameni minunați, îmbrăcați în haine albe, care vin din necazul cel mare. Sunt îmbrăcați în haine albe, care simbolizează neprihănirea. Neprihănirea, sufletul curat. Să vă uitați la o haină albă, cât e de curată. Așa să fie sufletul nostru curat. Când te întâlnești cu Dumnezeu și vii la biserică, că alții vin, nu vă supărați pe mine, ca turiști, și alții vin ca creștini, ca credincioși. Când vii ca turist, nu ai timp, tot vorbești, tot cu tare, nu ești atent. Te uiți la ceas și abia aștept să pleci. Dar când vii să te întâlnești cu Dumnezeu, Dumnezeu atunci ți se descoperă, îți vorbește inimii. Să mai aduci aminte când ți-a vorbit Dumnezeu ultima dată și ai putut plânge, ai putut să te bucuri, ai putut să simți prezența Lui, să te inunde prezența Lui. Nu ți-e dor de prezența Lui Dumnezeu? Când ți s-a descoperit Dumnezeu, poate printr-o cântare, printr-o predică, așa că te-ai bucurat. Dar interesant că când se descoperă Dumnezeu, schimbă viața omului atunci. Mulți vin la biserică și tot așa vin. Dar eu știu un lucru, că când Dumnezeu se descoperă cu adevărat, viața omului acelea e schimbată. E un om nou, într-o făptură nouă. Al treilea lucru, Dumnezeu se descoperă celui ce crede. Aduceți-vă aminte de femeia cananeancă. Spunea Domnului cu smerenie, că și căție se satură cu fărâmăturile care cade la masa stăpânilor. Și Domnul îi spune, mare este credința ta. Interesant. Și aș vrea să vă întreb. Un om poate să schimbă pielea? Nu. Dar inima?
O poate. Și ceea ce am văzut la omul acesta, avea două handicapuri, famine. În primul rând, în ochii oamenilor era negru. Și poate și alții, în ochii oamenilor, te văd negru. Te văd că spun, uite, țigană, uite cu tare. Vreau să vă spun tuturora că în Hristos nu trebuie să fie așa. Noi suntem oameni născuți din nou. Și dacă Domnul Iisus Hristos ne-a făcut negri sau albi și nu i-a fost rușine să ne numească frați, nici ție să nu-ți fie rușine să-i numești frați, indiferent că-s mai bruneți sau cum-s. Și cine spune așa, indiferent că se supără pe mine, aia nu-s pocăiți, nici nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cine îl cunoște pe Dumnezeu, iubește pe frați. Eu am frați români. Când mă văd, mă sărută. Și eu îi sărut. De ce? Înaintea lui Hristos nu se are în vedere fața omului. Dumnezeu nu se uită la față, se uită la inimă. Și nu te arată, uită-mă. Și zice Biblia, nimeni să n-aibă o părere mai mare despre sine, indiferent cine am fi, ce naționalitate am avea. Adică vreau să vă spun, să puneți bază pe dragoste. Nu pe fizionomie, nici pe culoare, nici pe confesiune, nici pe religie. Că nu mântuiesc. Și înaintea lui Dumnezeu, religia nu mântuiește pe oameni. Că dacă nu ești născut din nou, dacă nu te pocăiești de viața ta, în rai nu o să ajungi niciodată. Și ce frumos, un om să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu. Evanghelia schimbă oameni și creează o împărăție vie. Oamenii care se întorc la Dumnezeu, nu poate să facă nimeni lucrul acesta, că nu are putere. De câte nu ne-am dus la preot să jurăm că nu mai bem, că nu mai facem cutare și nu ne-am putut schimba, nici nu ne-au putut educa. Dar are mare impact și mare putere cuvântul lui Dumnezeu, care schimbă oameni. Din oameni bețivi, curvari, răi, face copiii săi. Și pot să spună oamenii, uite-mă cu adevărat, nu mai vin cu sticla de băutură, frații din Toflea, pe drum. Acum merg cântând pe drum. E mare lucru. Nu i-a dat bani fratele Vasile să se pocăiască, nici fratele Oniță, nici nu i-a mituit, nici nu le-a făcut nimic. Că și lui, ca și lor, ca și nouă, Dumnezeu ne-a schimbat viața. Atunci când Dumnezeu ți se arată, schimbă viața. E minunat. Avem un Dumnezeu puternic. Avem un Dumnezeu minunat. Și când ai un Dumnezeu minunat în familia ta și în casa ta, poți să ai tot ce vrei, să ai bani și palate. Oricine ești, dacă nu l-ai pe Hristos, ești cel mai sărac. Și Biblia spune, dacă ne-am pus nădejdea numai în viața aceasta, să mâncăm, să bem, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. În cine ne punem noi nădejdea și încrederea? Nu în Dumnezeu. Ceea ce mi-a plăcut așa de mult și aș vrea să depășim orice handicap rasial, fizic, emoțional, și mă gândesc fără alte condiții, dacă nu venea famine etiopian din Etiopia, avea Etiopia un mare predicator, ajungea Evanghelia acolo. Dacă tu nu vii la biserică, cum poți să devii creștin și credincios? Dacă vii la biserică și vii și îl cauți pe Dumnezeu din toată inima, Biblia spune, îl vei găsi și Dumnezeu se va lăsa găsit. Îl vei căuta și îți va răspunde. Vei bate și Dumnezeu îți va deschide ușa. Ce frumos să-L ai pe Iisus în casa ta. Ai pace, ai liniște, ai dragoste, ai bucurie, ai binecuvântare. Dar ce folosește să câștigi lumea și în schimb să-ți pierzi sufletul? Întrebați-l pe Solomon, citiți cartea lui Solomon. Și-a dat sufletului lui tot ce a vrut, femei, băutură, mâncare, și n-a găsit nicio fericire. Și omul se satură de toate lucrurile acestea, dar singura fericire este Domnul. Mai bine mănânci o bucată de pâine, ai pace, îți iubești nevasta, îi duci flori, o iubești, o apreciezi, abia aștept să vii acasă, nu fuge nevasta afară cu copiii.
cobaț. Acum îi spui, draga mea, se vede o schimbare în viață. Și lucrul acesta nimeni nu-l poate face, numai Evanghelia. Eu nu știu ce e în casele voastre, nu știu ce e în inima voastră, dar dacă e Iisus, se va vedea o schimbare. Oameni buni, treziți-vă în fire, care nu sunteți pocăiți. E vremea sfârșitului. Nu vedeți ce se întâmplă în lumea aceasta? Nu stați nepăsători de o mântuire așa de minunată, căci Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi când va judeca lumea cu dreptate prin Fiul Lui, prin Domnul Iisus Hristos. Nu vă tot loviți de oameni, nu mai găsiți defecte la oameni, că și eu m-aș pocăi și pui vina pe cutare și pe cutare și pe cutare și nu pot să vin la biserică din cauza lui cutare, că n-am cutare. Fără motivații, când vrei să vii la biserică, Dumnezeu ți se descoperă atunci când ai inimă curată, când ești sincer, când accepți să te smerești din poziția pe care o ai, să-L accesi pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, fără funcții, fără înălțări, atunci Dumnezeu se arată oamenilor. Dumnezeu nu se arată oamenilor mândri, orgolioși și vin la biserică și oamenii vin peste tot. Dacă te smerești și îl accepți pe Iisus în viața ta și spui că ai nevoie de El, Dumnezeu intră în casa ta, nu intră forțat. Și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Apocalipsa 3:20. Dacă deschide cineva ușa, nu intre forțat. Eu voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Ce minunat! Dacă dormea Filip și când l-a trezit Duhul Sfânt, du-te și ajungi carul. Și spunea, cum de multe ori ne scoală Duhul Sfânt, du-te și du-i o pâine, du-te, fă o milostenie, du-te la biserică și nu prea ai vrea să ieși din confort. Mai mă odihnesc, mai dor, mă duc după masă și nu te mai duci. Se întâmplă să pierzi. Filip pierdea dacă nu mergea, dar au ascultat. Oameni mânați de Duhul, purtați de Duhul Sfânt, fără ceas, fără nimic, fără condiții. Și de multe ori când te scoală la Dumnezeu și spune, du-te și dă-o pâine. Poate familia aia cu copiii strigă și n-au ce mânca. Și tu ai mâncare și o arunci poate afară la gunoi. Ești un om care a ascuns de Dumnezeu sau nu a ascuns de Dumnezeu? Dacă dormea, nu se mai întâlnea. Dar Dumnezeu știe să aprecieze osteneala și inima. Dacă Dumnezeu l-a văzut că vine atâția kilometri să se întâlnească cu El, chiar dacă nu s-a descoperit în templu, s-a descoperit pe drum citind Biblia din Isaia, cum a fost bajocurât, cum a fost omorât, cum a fost chinuit, El pentru noi a fost chinuit, pentru oameni. Dacă în Eden a început condamnarea noastră, sus pe Golgota striga dragostea lui Dumnezeu, iertare pentru omenire. Dumnezeu avea în vedere lucrul acesta. Și când citea din Isaia că El a fost dus, nu se duce oaie mută la măcelărie, a fost străpuns pentru păcatele și pentru fără de legile noastre. Și-o dat seama, omul acesta atât a chinuit, s-a sensibilizat. Cuvântul Domnului sensibilizează pe om, citind Scriptura. Dumnezeu se descoperă oameni buni. Cu cât citești mai mult Biblia, cu atât se descoperă Dumnezeu tot mai mult, tot mai mult. Și îți dă har. Și cu cât o citești, nu mai vezi că într-o zi Dumnezeu se descoperă și îl vezi față în față și zici, gata, Doamne, de acum mă pocăiesc și vin pe calea Ta. Că nu mai găsesc fericire decât la Tine. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru toate. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Rămân la aceste cuvinte, pentru că așa e frumos. Noi slujitorii să ne dăm întâietate unii altora și noi așa am învățat, dacă avem o pâine, să o mâncăm ca frații. Nu-i frumos eu să mânc o pâine întreagă și fratele un pic. Nu-i corect. De aceea suntem frați, care-i frate, simte. Și doresc ca în continuare această bucurie să se manifeste peste toți, să vă dea Dumnezeu bucurie și dacă acești oameni tineri au făcut lucrul acesta, să vă dea de gândit și la alții. Și vă pun întrebarea și închei. Ești tu fericit fără Iisus? Domnul să vă binecuvinteze. Mi-am adus aminte cu 22 de ani în urmă, când eu eram împotriva soției mele să nu se pocăiască.
Am vrut să o omor, am vrut să-i dau cu parul în cap, am rămas cu mâinile ridicate sus pe cer, pentru că era unul care m-a ținut de mâine. Și atâtea amintiri au trecut prin mintea mea. Eram cel mai fericit om în ziua când am încheiat botezul. S-a botezat întâi soție, eram foarte gelos, am vrut să fac scandal, să ne despărțim. De ce? Mi-a spus soției, te-am bătut un an de zile, am vrut să te omor. N-ai vrut să te despărți. Așa eram de naiv că nu știam de Iisus, numai de Dumnezeu. N-am știut de un răscumpărător care mi-a răscumpărat sufletul și viața, care nebunia mea câte rele am făcut, el tot m-a ținut de mâna. În într-o zi am spus soției, te rog, explică-mi, arată-mi cine e acest bărbat, de ești atât de îndrăgostit de el. Și a spus soniță, nu pot să ți-l arăt, dar e cel mai frumos din toți bărbații. Numele lui e Iisus. Trăiască Domnul că-i simt prezența lui în dimineața asta aici. Nu știu de ce Dumnezeu mi-a dat aceste cuvinte, nu știu pentru care e soră. Cuvântul Domnului spune, nu știi tu, femeie, nu știi că tu să vei mântui bărbatul. Poate sunt surori care trec necazuri și probleme datorită acestui fapt. Că sunt credincioase și soții nu vor, rabdă. Că într-o bună zi ai să-ți vezi și tu soțul predicând în fața unui popor cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, binecuvânte toate surorile care trec de aici, pe acest drum. Poate sunt părinți care îmi plâng pentru copii și asta. Și atâta bucurie, numai că mi-am amintit, mi-am adus aminte ziua aceea, toți oamenii, o parte de oameni se bucurau, o parte de oameni huiduau după noi. Era greu. Când am auzit că soția s-a botezat, am spus gata, despărțire, divorț. Dar când am început să-l cunosc și eu, am spus, Doamne, iartă-mă. Adevărat este că și bărbați, și copiii, și toți se îndrăgostesc de Tine. E cel mai bogat, cel mai frumos și cel mai bun. Slăvit să fie Domnul. Doamne, atinge-ne pe fiecare. Și adu, Doamne, bucuria aia sufletului nostru. Slăvit să fie Domnul. Am o bucurie în inima mea și asta o port de 22 de ani. Că sunt copilul Lui. Când mă gândesc de unde am provenit, cine eram, ce caracter am avut și s-a apropiat de mine cu un caracter slab, cu o vorbire vulgară, fără creștere sănătoasă, cu apucături din astea, voi știți. Și s-a împretenit de mine, s-a apropiat de mine. Când oamenii nu s-au apropiat de noi romi, țigan, țigan, o parte fură, o parte scandal, numai probleme am făcut statului român. Însă a venit unul ce n-a putut să facă statul român, ce n-a putut să facă educația română. A făcut el marele învățător Hristos. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu. Mă bucur din toată inima, am o mare bucurie, măcar că necazuri am trecut și eu. Mi-a murit un copil, un tată, probleme trecând, dar bucuria din inima mea n-a putut să mi-o răpească nimeni. Am o bucurie în inima mea că sunt copilul Domnului. Am o bucurie în inima mea că în inima mea port cuvântul lui Dumnezeu. Am o bucurie în inima mea că am atâtea frați și surori. Slăvit să fie Domnul. Și am o bucurie în inima, asta am mai spus-o și o mai spun și acum. S-a apropiat de mine un om foarte bogat și mi-a spus, vezi mașina aia, e a mea, vezi jeepul ăla, e al meu. Am zis, să le stăpânesc sănătos. Am cont la Raiffeisen, la BCR. Să te binecuvânte Domnul, să stăpânești tot ce ai. Nu știu ce a vrut să spun. De ce să-i arăt eu? Să-i spun de cei 10 copii pe care am? I-am spus, auzi, tu vezi cerul ăla cât e de mare? Deci îl văd. Tot ce vezi e al meu. Cerul e al vostru. Și nu fără Hristos. Am o bucurie în inima. Umblu cu frații, evanghelizez România, Europa, peste tot. Însă colindind prin lumea aceasta, la un moment dat ne săturăm că lumea și pământul nu ne oferă decât durere, chin, oboseală. Vrem cerul, vrem patria cerească, dar o vrem împreună cu Hristos. O mai vrea cineva? Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Și ce-a spus Naaman? O, aici, în râul acesta a toflenilor să mă scald. Aici, oare nu au fost râuri destule în țara mea?
Și de câte ori să mă cobor, să mă vindec? Tu nu auzi bine? Că dacă ai să rămâi tot cu capul prin nor, tu n-ai să te vindeci niciodată. Ca să te vindecă Domnul, trebuie să te cobori împreună cu mine. Mărit să fie Domnul. Și omul ăla s-a coborât în apa Iordanului și s-a curățit complet. Doamne, curăță Tu mintea și inima noastră. Dacă sunt, Doamne, bolnavi aici, în casa Ta, Doamne, atinge-le Tu și vindecă-i Tu. Dacă sunt oameni care nu Te cunosc, atinge-le inima, Doamne, și umple-le de prezența Ta. Slăvit să fie Domnul! Ești trandafirul din Sărbători.
Ai rămas și vei rămâne un parfum divin și frânt. Vreau și eu să te mânc, Doamne, cât voi trăi pe pământ. Ai rămas și vei rămâne un parfum divin și sfânt. Vreau și eu să te mânc, Doamne, cât voi trăi pe toată inima mea, sunt atât de bucuros pentru această zi frumoasă, sunt bucuros pentru că văd că împărăția lui Dumnezeu s-a extins, așa cum noi am văzut o dovadă de la deschiderea bisericii, am spus primul pas prin care se va vedea harul și prezența lui Dumnezeu peste noi, este primul pas prin convertirea noilor credincioși. Dumnezeu să-i binecuvinteze, amin. Biblia nu este dată să aducă informații, nici impresii. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este dată pentru noi ca noi, omul de rând, sau lumea creștină, să fie ajutată. De aceea mă rog ca Dumnezeu din cer, în acest timp de părtășie, în această zi frumoasă, o zi de sărbătoare, o zi dorită și așteptată, Dumnezeu din cer să dea din abundență un ajutor pentru fiecare. Amin. Cine n-are nevoie de ajutor? Așa cum și Biblia spune, îmi ridic ochii spre munți. De unde să vină ajutorul? Ajutorul nostru vine de la Domnul Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui, amin. Amin. Și ne bucurăm că Dumnezeu este gata să oferă ajutor în dreptul fiecăruia. Slăvit să fie Dumnezeu, amin. Amin. Mă uit la această zi frumoasă. Astăzi noi, de fapt, Dumnezeu a rânduit în această zi de duminică să fie făcute cele două acte care condiționează mântuirea noastră. Actele de cult în această dimineață este botezul care justifică atât de mult acest certificat de naștere, dar în a doua parte a serii vom avea cina Domnului. Este o zi specială prin care observăm două acte de cult făcute în care privim, învățăm. Cu toții vom vedea ce înseamnă condiționarea mântuirii noastre. De aceea mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. 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 Iubită biserică, fiecare din noi am așteptat momentul botezului. Am avut momentele de viață, ale copilăriei, acel moment de o stare de sentiment plină de emoții, o stare emoționantă prin care să primim botezul. Pentru mine personal, botezul înseamnă
ușa spre creștinism. În această zi noi, Biserica Rugul Aprins, deschidem cu toată inima ușa spre creștinism, prin care vă oferim această bucurie să fiți membri ai familiei lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Iar fiecare din noi suntem conștienți că creștinismul în care noi l-am primit prin Hristos, am învățat că există o treaptă, treapta cea mai importantă. În urma cuvântului Dumnezeu există un act important, foarte esențial, prin care să ne declarăm public credința noastră față de cei care ne cunosc, față de biserică, și va fi o consacrare pentru totdeauna. Slăvit să fie Domnul! De fapt, botezul este o îmbrăcare în Hristos. Este o declarație publică că din momentul de față sunt noi oameni al lui Dumnezeu, în care sunt gata să fie pentru totdeauna consacrați pentru Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin! Fiecare din noi avem chemarea aceasta, nu doar ei. De aceea mă rog ca Dumnezeu din cer să atingă fiecare inimă și în această zi frumoasă, fiecare din noi să putem primi cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne. Amin. 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 Iubită biserică, cu toții știm povestea acestui mare om al lui Dumnezeu, famenul etiopian. Nu-i cunoaștem numele, dar într-o bună zi îl vom afla. Omul acesta este impresionant. Cred că cea mai frumoasă, dacă nu greșesc, una din frumoasele ilustrații biblice cu privire la botez. Atât de frumoasă este ilustrația acestui om, în care el arată pașii convertirii sale. Omul acesta are o experiență deosebită. Deosebită. Are o experiență în care el arată pașii cum Dumnezeu din cer s-a atins de el. Dacă până la el Dumnezeu a vorbit în prima parte doar evreilor și în a doua parte samaritenilor, este pentru prima dată când Dumnezeu se revelează unui om în care nu face parte nici din Iudeea, nici din Samaria. Este unul din neamuri. Un om din Africa. M-am gândit foarte mult de ce Dumnezeu lucrează și astăzi actual atât de frumos cu Africa. Africa care a impresionat o lume, a revoluționat o lume, lumea din Africa. Omul acesta venea din Etiopia. Era omul în care deschide ușa pentru lumea din Africa, pentru cei din neamuri. Mă gândeam că primul din neamuri e Corneliu, primul creștin convertit. Dar dacă priviți bine, famenul este omul în care deschide ușa spre neamuri. Slăvit să fie Domnul! Și Dumnezeu lucrează prin el. Ei au rădăcini aproape de la Moise. Moise era căsătorit cu o soție etiopiancă. Iar priviți că acolo Dumnezeu a lucrat. Ceea ce îmi doresc ca Dumnezeu din cer să binecuvinteze fiecare inimă. Amin. Un om în care a ascultat o predică în viața lui, una. N-a ascultat sute sau mii de predici cum noi am ascultat. O predică a ascultat. Un om în care a făcut unul din cele mai mari sacrificii să vină la Ierusalim ca să primească cuvântul lui Dumnezeu. Un om în care mă impresionează atât de mult, Dumnezeu lucrează la perfecțiune. Un om în care el cere ajutorul lui Dumnezeu, dar priviți ce înseamnă precizia cerească. Dumnezeu îl răpește pe Filip și vine la momentul cel mai oportun. Slăvit să fie Domnul! Dacă amâna Filip, Doamne, nu mă duc. O secundă sau probabil minunte, dacă ei amânau, întâlnirea nu mai avea loc. Și amândoi s-au întâlnit în prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! N-au amânat niciunul. Mă gândeam la Filip, modul cum Dumnezeu l-a folosit în Samaria. Un om antrenat în slujire, un om puternic în chemare, un om în care l-a folosit Dumnezeu pentru un sat, pentru o lume, pentru o mulțime. Doamne, să mă duc pentru un suflet? Păi eu nu mă duc pentru unul. Păi eu mă duc, Doamne, acolo unde e mulțime, unde sunt oameni, unde sunt mari adunări, mari congregații, mari credincioși, lume multă. Omul acesta n-a făcut diferența, ci el s-a lăsat călăuzit de vocea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Oare câți din noi ne mai lăsăm noi călăuziți de vocea lui Dumnezeu?
El n-a pus la îndoială. Doamne, dacă e voia ta, eu mă duc și chiar alerg ca eu să prind pe acest om al lui Dumnezeu. Și omul acesta ajunge la momentul cel mai potrivit, prin care, atenție, n-a predicat probabil lucrurile despre minunile din Samaria, despre ceea ce a făcut el. Spune Biblia că l-a predicat pe Iisus. Doamne, ajută-ne, amin. Scopul întâlnirii noastre este în numele lui Iisus. Amin? Noi nu predicăm altceva. Noi nu venim să exprimăm și să ne expunem talentele sau să venim în biserică cu o stare în care să plecăm tot așa. Noi am venit de dragul Lui ca să-L predicăm pe El. Slăvit să fie Domnul! Aceasta înseamnă călăuzire. Du-te, căci eu te trimit. Doamne, îndură-te de noi, amin. De aceea, aș vrea să privim pașii în care acest om al lui Dumnezeu i-a avut. Pașii convertirii în care familia lui i-a primit din partea lui Dumnezeu. O predică în care l-a făcut să o înțeleagă total. Un om în care a fost atins de prezența lui Dumnezeu. Primul pas în care l-are acest om al lui Dumnezeu este un om în care, spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 27, spune cuvântul lui Dumnezeu că a căutat pe Dumnezeu cu sinceritate. Omul acesta n-a venit așa cum venim noi de multe ori, într-o adunare, într-o stare, se vede omul când e iubit, dorit, când dorește, când îi place. Întotdeauna pasiunea a fost cea care a făcut mișcarea în lume. Și omul acesta, spune Biblia, în primul pas al convertirii frumoase, el l-a dorit pe Dumnezeu, l-a căutat pe Dumnezeu cu sinceritate. A venit mai mult de 3.000 de kilometri aproximativ. Dar unde? Nu în țara lui, ci a venit, știa direcția, mă duc la Ierusalim. Nu poți să cauți pe Dumnezeu în afara bisericii. Mulți din noi căutăm un Dumnezeu, dar fără biserică. Omul acesta știa, nu am în țara mea un templu, dar știu că este un templu în Ierusalim. Păi, omule lui Dumnezeu, te costă mai mult de 2 săptămâni, aproximativ o lună, să mergi 3.000 de kilometri. Nu ai un transport în care să fie cum este actual modern. A știut să aibă o căutare continuă. Știți care e frumusețea? N-a găsit împlinirea în poziția înaltă. Omul care reprezenta pe împărăteasa Candace, un om în care avea funcție înaltă, nu l-a împlinit. Nu l-a împlinit nici materialismul, nici stagiatura de mare om. Nu l-a împlinit nimic. De ce? Pentru că omul acesta l-a căutat pe Dumnezeu cu sinceritate. Slăvit să fie Domnul, amin. Să cauți pe Dumnezeu cu sinceritate este cel mai important lucru din viața noastră. Doamne, binecuvintează biserica ta, amin. Să cauți pe Domnul. Biblia spune prin psalmist, caută fața mea și el dă răspunsul. Fața ta, Doamne, o caut. Ce căutări avem noi astăzi? În ciuda faptului că sunt mulți creștini care au suferință și necazuri, care au multe lupte, am văzut mulți oameni care caută pe Dumnezeu cu sinceritate. Dar cu durere spun, sunt mulți astăzi care se răzvătesc împotriva lui Dumnezeu. De ce să-L caut? Ce mi-a dat? Ce am primit? Oameni care nu mai caut. Spune secretul căutării. Eremia 29:13. Mă voi descoperi cei ce vor mă căuta. Mă vor găsi, dar când? Când mă vor căuta din toată inima. Îl căutăm noi pe Domnul din toată inima? Doamne, ai milă de noi. Amin? Ce asta înseamnă? O sete. Să cauți pe Dumnezeu cu sinceritate. Nu să te împotrivești. Nu să te opui, ci dimpotrivă să spui Domnului, Doamne, eu vreau să te cunosc tot mai mult. Să te iubesc tot mai mult. Botezul este prima treaptă în care vă consacrați. Dar va fi atât de multă nevoie. Sinceritatea este esențială înaintea Lui. Dumnezeu nu vrea actorie, nu vrea Dumnezeu din cer să ai fețe în care să dai fețe religioase sau fețe de om creștin. Dumnezeu vrea să fii sincer cu El.
să spui Domnului: Doamne, eu te caut din toată inima. Nu ca să-mi dai binecuvântări, pentru că sunt binecuvântat. Nu ca să primesc de la tine, ci dimpotrivă, pentru că am primit. Omul acesta, el caută pe Dumnezeu cu sinceritate. A făcut efort. Dacă n-ai efort, Dumnezeu nu ți se descoperă ție, nici mie, nici unuia. Niciodată în comoditate n-a fost un creștinism atins, ci întotdeauna când disperat îl vrei pe Dumnezeu. Maria Magdalena plângea disperată și atunci Dumnezeu s-a descoperit. Cei doi de pe drumul Emausului erau disperați și Dumnezeu s-a descoperit. Cum vrei ca Dumnezeu să ți se descopere? Decât dacă tu îl cauți cu sinceritate. Doamne, pune noi această dorință să-L căutăm pe Dumnezeu. Acum când trăim într-o lume în care nu-L mai iubesc pe Domnul, iubită biserică, spun un cuvânt foarte greu pentru noi, o lume în care nu-L mai iubește pe Domnul, nu-L mai iubește pe Domnul, un creștinism în care a slăbit, întotdeauna o biserică lipsită de Duhul Sfânt nu are niciun mesaj. Dacă n-ai Duhul Sfânt, n-ai niciun mesaj. Oricât de intelectual te poți arăta, Duhul lui Dumnezeu face diferența. Dar când noi îl căutăm pe Domnul, Doamne, pune această dorință în noi, să cauți pe Dumnezeu, să simți dorința: Doamne, te vreau pe tine. Nu ca să-mi dai, nu ca să rezolv problemele mele. Știți care e condiția? Simplu fapt: pentru că te iubesc. Doamne, pune noi această dragoste, amin. Caută-L pe Domnul motivat de iubire, nu sub alte motivații. Condiția: atunci când iubești o persoană, o cauți. De aceea mă rog ca Domnul să pună iubire în biserică, amin. Dacă actul pentru botez este certificatul de naștere, știați care este actul de identitate? Pașaportul ceresc sau buletinul nostru spiritual? Este cuvântul lui Dumnezeu, spune Ioan 13:35. Prin aceasta se va cunoaște că sunteți ucenicii mei, adică dovada, documentul ceresc este atunci când noi ne vom iubi unii pe alții. Doamne, ai milă de noi, amin. Nu iubești, nu ești certificat pentru cer, n-ai documente cerești, nu ești aprobat ceresc, nu ai pașaportul să intri, nu poți să treci o graniță fără documente, ești un nimeni dacă n-ai acte. Așa că documentul ceresc, prin aceasta se vei cunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă noi ne vom iubi unii pe alții. Doamne, dă-ne dragoste, amin. Nu e așa că aveți nevoie de dragoste? O recunoaște în fiecare zi, în tot timpul. Tot timpul rămân în minte resentimentele că cineva ne-a rănit, în loc să ne rămână în minte anii frumoși care au plâns lângă noi, anii frumoși care ne-au ajutat. Mă uit la unii, o față așa, iubitul meu, om al lui Dumnezeu, te distruge o faptă în 10 ani, dar lucrurile esențiale, mari, momentele grele, chiar le-ai uitat? O, Doamne, dă-ne pocăința, amin. Al doilea gând pe care privesc la acest om al lui Dumnezeu, a doua treaptă, este omul în care a dorit să înțeleagă Scripturile. Omul acesta venea de la Ierusalim, n-a găsit împlinire în religie. A văzut acolo mult ritual și de nefericire a luat o carte. Mă gândeam că dacă era un iudeu, lua probabil cele 5 cărți ale lui Moise. Dar pentru că el făcea parte din neamuri, el ia cartea profetului Isaia. Și omul acesta, așa era în perioada aceea, se citea cu voce tare. Omul acesta citește, dar nu înțelege. Nu poate înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Iar omul acesta, în urma citirii, vine omului Dumnezeu la momentul cel mai potrivit. Știți ce are acest om al lui Dumnezeu? Famenul acesta are cea mai frumoasă experiență când știi că nu mai poți să înțelegi nimic. Când știi că ești la capătul prăpastiei. Când vezi că viața nu mai are niciun sens. La momentul cel mai potrivit apare Filip și spune: înțelegi tu ce citești? Atunci priviți la ridicat alături de el, spune:
spunem despre cine vorbește. Și omul acesta îi aduce în cunoștință Sfintele Scripturii. Dumnezeu din cer să binecuvinteze biserica. Amin. Cât de cunoscător ești de Biblie? Pentru frați, mai ales pentru noi care slujim, cât de cunoscători suntem noi de Scriptură? Pentru surori, cât de cunoscutoare sunteți de Scriptură? Vă spun cu durere, spun pasiunea, durerea din sufletul meu. Oamenii care nu știu Biblia distrug biserica. Pentru că ei adună obiceiuri. Ei impun obiceiuri. Ei impun moftul lor. Ei impun problemele lor. Fac presiune. Dar un om care știe Biblia, priviți diferența. Un om care nu știe și un om care știe. Spune Biblia în 2 Cronici 34 și 35 este un tânăr de împărat pe nume de Iosia. Până în momentul în care nu avea Biblie, știi ce era în templu? Erau toți idolii. Erau total distrus Ierusalimul, cuprins de idol, cuprins fiecare făcea ce vroia. Nu era nimic în care să domnească acolo ceresc. Nu era. Și priviți omul acesta, când el primește Biblia, știi ce a făcut? Și-a sfâșiat hainele. Biblia este sfințenia lui Dumnezeu care îți vezi păcatul. Nu te uiți în ea. Ai riscul să faci păcate în fiecare zi. De aceea mă rog ca Domnul să pună noi această dorință de Scriptură. Amin. Famenul era în drum. A mers 70 de kilometri aproximativ omul acesta și citea din Scriptură. Putea să spună, am fost la Ierusalim, mi-ajunge. Am fost la biserică, mi-ajunge. Ce să mai citești și Biblia acasă? Dar priviți, omul a studiat, a privit și a vrut să înțeleagă. Știți care e diferența? Când citești Biblia, faci curat. Creezi în viața ta o viață strălucitoare, frumoasă. Când nu citești Biblia, ai atât de multe pete murdare pe față, pe suflet, în viață, în viața de familie, încât nu poți să ai oxigen ceresc. De aceea mă rog ca Domnul să se îndure de noi. Amin. Știți care este durerea cea mai mare? Dacă lumea din jurul nostru nu mai crede Biblia, cea mai mare durere care o purtăm noi este că biserica nu mai împlinește. Dacă lumea nu mai crede, noi nu mai împlinim. Și mă rog ca Dumnezeu din cer ceea ce El caută. Dumnezeu nu caută oameni care să doar să citești, ci Dumnezeu vrea ca noi să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, amin. Privi ce spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Spune Biblia, aș vrea să citesc acest cuvânt în care mi-a plăcut foarte mult. Spune cuvântul lui Dumnezeu la 2 Cronici, capitolul 34 cu 33. În urma Scripturii, în urma că și-a sfâșiat hainele, în urma că a pus preoții, în urma că a dezvoltat cea mai mare sărbătoare în care a avut-o de la Samuel, a prăsluit Paștele Domnului, a făcut curat, a îndepărtat astartele, a luat tot ce era murdar în templu, a făcut curat în templu, în viața oamenilor, a pus legea lui Dumnezeu în picioare. Spune Biblia că atunci când citești Biblia, intri în acțiune. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor, din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor și tot timpul vieții lui nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Amin. Amin. Dacă ai Biblia, vă spun sigur, nu o să vă depărtați măcar o centime, măcar cât de mic ar fi acel lucru care va devia. Nu știi Biblia, diavolul va căuta să te lovească pentru că nu știi cuvântul lui Dumnezeu. Ai riscul să te pierzi. De aceea mă rog ca Domnul să pune iubire pentru Biblie. Amin. Să o iubim cu dragoste. Să o trăim. Pentru că prin aceasta se revelează. Când Dumnezeu i-a dat dialogul, când era la Ierusalim, nu! Putea să spună Dumnezeu lui Filip, du-te la Ierusalim! Acolo, la templu, nu! Du-te la momentul cel mai potrivit. Când el a ajuns la ce capitol? 53. Păi, Doamne, de ce nu ai trimis la 51? De ce nu ai trimis la capitolul 6? De ce nu ai trimis la capitolul 20? De ce nu ai trimis la capitolul 21? Când spune străjerule, mai mult din noapte, Dumnezeu l-a trimis exact experiența cerească. Isaia 53. Doamne, îndură-te de noi, amin.
Atunci când tu citești Biblia, Dumnezeu te va binecuvânta. Nu doar când vii la biserică, a mers la Ierusalim, dar Dumnezeu l-a binecuvântat când El a studiat Scriptura. Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin. În al treilea gând în care vreau să spun, acest om a mărturisit credința în mod personal și a arătat credința. Filip face accentul și spune, botezul are condiția să crezi. Dacă tu nu crezi, ai piedici. Și el pune întrebarea, ce mă poate opri? Care sunt piedicile? El spune, dacă tu crezi, nu ai nicio piedică. Câte piedici avem noi în viața noastră? Ce te împiedică să faci pasul spre pocăință? Păi, omule lui Dumnezeu, am un botez, am o afacere, am anturajul, am prieteni, am lumea din jurul meu. Ce te împiedică pe tine? Spune Biblia că pe el nu l-a împiedicat nimic. El timp de două zile a ascultat acel mesaj. Nu știu cât Dumnezeu l-a ajutat până la Gaza. Arată istoria că apa botezului era aproape de Gaza. Se spune că ar fi fost o parcurgere de două zile Filip cu el. I-a vorbit din Biblie, i-a tradus Biblia, l-a ajutat să înțeleagă Scriptura și el spune, în urma cuvântului Dumnezeu, ce mă împiedică? Pe tine nu te împiedică nimic dacă crezi. Doamne, binecuvintează biserica ta, amin. Mai credem noi în Dumnezeu? Noi spunem în biserică, cred. Am o credință, dar de fapt, atât de mult am devenit slabi încât nu mai avem o credință puternică. Nu mai putem exprima încrederea în Dumnezeu. Tot timpul ne arătăm lacrimile, nemulțumirea, durerea. Dar Dumnezeu din cer vrea ca tu să crezi în El. Doamne, binecuvintează biserica ta, amin. Ce vă poate ajuta ca și noi candidați este credința în Dumnezeu. Este instrumentul cel mai puternic, condiția care vă pregătește botezul. Atunci când voi credeți în Dumnezeu în totalitate, Dumnezeu va da cele mai mari resurse de binecuvântare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Apreciez din toată inima mea această atitudine a voastră. Ați renunțat la lume, ați venit în biserică și prin acest act al botezului declarați o viață nouă, o nouă schimbare, o nouă tranziție, un nou nivel în care Dumnezeu din cer va binecuvânta sufletul vostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să crezi într-o lume care nu mai crede este esențial. De aceea apreciez atât de mult iubirea voastră pentru Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Un alt pas în care acest om al lui Dumnezeu, Filip, famerul face, el merge cu Domnul, el ajunge, el este omul în care l-a urmat pe Domnul prin botez. El n-a stat să spună, Doamne, mă duc să dau raportul la împărăteasa mea, Doamne, poate că în următorul an, în momentul acela, a dorit botezul. N-a amânat șansa vieții lui, ci dimpotrivă l-a dorit pe Dumnezeu. Sunt mulți în care nu înțeleg această îmbrăcare în Hristos. Această atitudine în care Biblia spune Roman 6:4, îngroparea omului celui vechi. Mulți nu înțeleg nivelul de schimbare. Omul acesta a văzut apa și a spus, mă împiedică ceva? Nu! Ci dimpotrivă Biblia spune că au coborât amândoi și a primit botezul. Știți care era bucuria în finalul vieții lui? Spune cuvântul lui Dumnezeu că dovada schimbării vieții și-a urmat de drum plin de bucurie. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să spun că încheiere, acum când noi ne apropiem de cer, dacă familia și-a urmat de drum plin de bucurie, oare de ce biserica lui Dumnezeu tot timpul e cu lacrimi? Mai este puțin, încă puțin, și Dumnezeu va răspăti fiecăruia. Slăvit să fie Domnul! Nu doar unul va primi cununa, ci fiecare. Nu doar o persoană va fi salvată, descătușată, eliberată din această lume rea, ci fiecare vom primi răsplata. Și-a urmat drumul plin de bucurie. A dat dovadă de schimbarea vieții. De aceea mă rog ca Domnul să binecuvinteze biserica. Amin. În încheiere, m-a impresionat foarte mult un botez. Unicul botez în care am rămas așa de impresionant. Spune istoria, în cele 10 valuri de prigoană, au prins un tânăr acolo și erau arestați sub Imperiul Roman, sub domnia lui Nero, și era legat acolo alături de frățiorul lui mai mare.
frățiorul mai mare era botezat, celălalt mai mic nu era botezat. Și predica fraților păstori spuneau că cei care au botezul sunt asigurați pentru că ei au făcut actul care condiționează mântuirea. Și el plângea și spunea: frate, mâine mă decapitează, mâine voi muri pentru credința mea, dar n-am botezul, nu sunt botezat și tu vei fi mântuit, iar eu nu. Fratele mai mare s-a rugat Domnului spunând: Doamne, ce să-i spun? Ce să-i spun ca să-l motivez? Și atunci l-a motivat, pare sinistru pentru noi, greu, l-a motivat cu acel gând: atunci când te vor decapita, vei avea botez cu preț de sânge, sângele tău va fi dovada în care tu vei fi botezat. În această zi, chiar dacă noi, această apă în care o avem afară pentru botezul vostru, nu uitați că veți fi botezați cu preț de sânge. Hristos a murit pentru voi, Hristos a murit pentru noi, iar sângele Lui va stropi veșmintele noastre în care să fim o biserică vie salvată în El. Amin. Coborârea Duhului să vrem la acest botez. Amin. Când Hristos a botezat, Duhul Domnului s-a coborât în chip de porumbel. Facă bunul Dumnezeu peste tot poporul să se coboare Duhul Domnului. Amin. Frate Luis, dacă din toată inima ta famenul crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, crezi din toată inima că a murit pentru tine? Crezi din toată inima că ți-a iertat păcatele? Crezi din toată inima că e salvatorul tău? Până când vrei să rămâi credincios acestui Dumnezeu care a murit pentru tine? Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Amin! Amin! Sora Elena, te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii, înaintea martirilor. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale? Crezi că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu din cer, l-a înviat? Până când vrei să slujești pe Domnul Iisus Hristos? Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează
Domnul să o binecuvânte pe sora Alina. Amin. Să aducă Dumnezeu împărăția în viața ei. Amin. În casa ei. Amin. Și în viața soțului ei. Amin. Credem că puterea lui Dumnezeu se va coborî peste ea. Amin. Să ne rugăm Dumnezeu să-i dea putere să ducă mai departe. Că cine va răbda până la capăt, acela va fi mântuit. Sora Elena, Alina, crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi din toată inima ta că Iisus Hristos, Domnul, va veni în ajutorul tău? Crezi din toată inima ta că Iisus Hristos, Domnul, ți-a iertat păcatele? Crezi din toată inima ta că acest Salvator, Hristos, Domnul, va veni în ajutorul tău? Până când vrei să rămâi credincioasă acestui Dumnezeu viu care e printre noi? Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Amin. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Soră Sanda, te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii, înaintea martorilor, dacă crezi în Domnul Iisus Hristos, din toată inima. Crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale? Crezi că Dumnezeu din cer a înviat pe Fiul Său pe Iisus Hristos din morți? Aș vrea să te întreb înaintea lui Dumnezeu, până când vei sluji Domnului? În urma mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Frate Vasile, crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Domnul? Amin. Crezi din toată inima ta că El e Mântuitorul tău? Crezi din toată inima ta că ți-o iertat toate păcatele? Crezi din toată inima ta că vine în ajutorul tău? Până când vrei să rămâi credincios acestui Dumnezeu? Mai tare! Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Te îngropăm pe cel vechi care a făcut probleme și să învie cel nou. Amin! Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Sora Mariana, te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor care sunt prezenți, înaintea părinților, aleluia, dacă din toată inima crezi în Domnul Iisus Hristos. Da? Crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale? Crezi că Domnul Iisus Hristos a fost înviat de Tatăl Dumnezeu? Aș vrea să te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea martorilor, până când vei sluji pe Domnul? În urma mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părinte lui Ceresc, aleluia. Mulțumire, Doamne, și binecuvântăm numele Tău. Îți mulțumim pentru aceste bucurii prin care le-am primit de la Tine. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeu, Tată, pentru acest botez. Îți mulțumim pentru candidații de botez, Doamne.
Tu i-ai convins, tu i-ai chemat. Noi suntem parte din sărbătoare în care suntem alături de ei. Te rog să-i ții tu, Doamne, pentru ei. Mâna ta protectoare să fie peste ei, Doamne. Amin. Dacă vor avea lupte și ispite, confruntări cu diferite probleme ale vieții, Doamne, păzește-le tu numele tău. Amin. Mă rog, Doamne, pentru biserica ta, mă rog ca ea să crească, să se extindă. Amin. Să fie, Doamne, ca o Betesdă, ca un loc, Doamne, în care oamenii să găsească pace și bucurie. Mă rog ca lucrarea din această biserică să fie tot mai mare, amin, tot mai binecuvântată, plină de har, Doamne. De aceea te rog, Doamne, binecuvintează lucrarea aceasta cu multă pocăință. Amin. Doar pocăința, Doamne, ajută, Doamne, și îți îndreaptă, Doamne, Dumnezeu Tată, inima ta spre noi. De aceea îți mulțumim, Doamne, și te binecuvântăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Doamne, amin. Thank you.